Salutare, prieteni, bine ați revenit pe canalul Dulcinele. Dacă este prima dată când mă vizitezi, salut, eu sunt Oana și acesta este canalul meu cu rețete de prăjituri și deserturi făcute în casă. Dacă îți place acest video, dă-mi un like și abonează-te pentru că în fiecare săptămână postez o rețetă nouă. Marisienka. O prăjitură foarte simplă de inspirație poloneză, care mie mi-a adus aminte de prăjiturile cu straturi din copilărie. 2 straturi de blat cu cacao, un blat crocant cu multă nucă și cremă de vanilie. Această prăjitură a fost făcută fără praf de copt și fără arome artificiale. Abia aștept să vă arăt tot procesul. Începem cu blatul de cacao. Lista completă de ingrediente o găsiți și în descrierea videoclipului, un pic mai jos, sub titlu. Începem prin a mixa 7 albușuri la temperatura camerei cu puțină sare. Nu am mixat foarte mult, doar 2-3 minute. Am adăugat 150 de grame de zahăr tos și am continuat mixarea până când am obținut o bezea consistentă și lucioasă. Peste spuma de albuș am adăugat cele 7 gălbenușuri și am amestecat puțin cât să se încorporeze. Am început să adaug ingredientele uscate și anume 5 linguri de făină, adică 120 de grame, 2 linguri de amidon, adică 20 de grame și 2 linguri de cacao, adică 30 de grame. Le-am cernut pentru că nu vrem să avem cocoloașe și vrem să se amestece toate ingredientele omogen. Și tot cu paleta de la mixer am incorporat ingredientele uscate. După cum vedeți, eu nu am pus praf de copt, tot aerul acela incorporat în albușurile bătute spumă este suficient. Am folosit o tavă de 26x36 de centimetri și am întins acest aluat uniform. Apoi l-am dat la cuptor la 180 de grade Celsius fără ventilație, timp de 30-35 de minute. Bun, acum ne ocupăm de blatul cu nuci. Am folosit pentru blatul cu nuci 5 ouă separate. Albușurile le-am bătut spumă, cu puțină sare. Puteți să adăugați și puțină zeamă de lămâie pentru mai multă stabilitate a spumei de albuș, dar, mă rog, cu sare e suficient. Am adăugat și zahăr, 100 de grame de zahăr tos. Și am continuat să mixăm până când iarăși albușurile devin destul de stabile și lucioase. Spuma este foarte tare, după cum vedeți, nu am mai adăugat gălbenușurile de data asta. Am adăugat 2 linguri de făină, 30 de grame, adică tot cernute, și nucile măcinate. Eu am combinat nuci cu migdale. Am incorporat cu o spatulă făina și nucile măcinate în spuma de albuș și aluatul arată așa. Este plin de aer, iarăși nu am pus praf de copt. L-am întins în aceeași tavă de 26x36 de centimetri. Am întins uniform și am dat la cuptor tot pentru 180 de grade, tot fără ventilație și tot 30 de minute, aproximativ. Cât timp se coace acest blat, ne ocupăm de crema de vanilie pentru că necesită un pic de timp de răcire înainte de a pune crema peste foi. Într-o crăticioară am pus la fiert 750 de ml de lapte. Eu am folosit lapte integral 3,5% grăsime. Și cât se fierbe laptele, am mixat într-un bol cele 5 gălbenușuri cu 150 de grame de zahăr tos și 45 de grame de amidon. Dacă nu aveți amidon, înlocuiți cu făină. Atenție, cantitatea trebuie să fie dublă. Deci 90 de grame de făină. Am adăugat și puțin lapte pentru ca amestecul să fie, pentru amestecarea să fie mai simplă. Bineînțeles, am avut și ajutoare, că nu se putea fără. Am adăugat peste acest amestec cu gălbenuș lapte fierbinte. Am amestecat în continuu pentru că acesta se coagulează destul de repede, având acel agent de îngroșare. Am adăugat și zahăr vanilat, 2-3 lingurițe. Pentru aromă, eu folosesc zahăr vanilat bourbon pentru că conține pulbere de păstaie de vanilie. Bineînțeles, ajutorul a fost pe poziții.
Bun, și am transferat înapoi crema în crăticioară și am mai pus-o la fiert pentru câteva minute. Acea făină sau amidonul trebuie să fie gătit un pic, până când s-a îngroșat suficient. Nu știu, 7 minute, zic maxim, la foc mediu este suficient. Am adăugat 200 de grame de unt pe care l-am incorporat direct în crema caldă. O altă metodă este ca untul și crema la temperatura camerei să fie spumate separat. Dar asta este opțiunea voastră. Apoi am făcut siropul. Am vrut să însiropez blaturile de cacao, așa că într-o crăticioară am pus 150 de ml de apă, 4 linguri de zahăr, puțin zahăr vanilat, iarăși 2 lingurițe de zahăr bourbon. Și ca de obicei eu folosesc rom, adică alcool, pentru a aromatiza siropurile. Îl pun la fiert, deci se va evapora mare parte din acel alcool. Dacă nu vă place romul, puteți să lăsați deoparte. Doar vanilia este suficientă pentru a aromatiza siropul. A secționa blaturile, de obicei folosesc acest mic instrument. Eu îi zic joagă. Nu știu cum se numește, dar mă ajută foarte mult atunci când trebuie să secționez uniform blaturile pentru prăjituri sau torturi. Este super eficient. Bun, și acum ne ocupăm de asamblarea prăjiturii, care practic este foarte, foarte simplă. Prima dată am pus o foaie de cacao, am însiropat-o bine. Siropul trebuie să fie destul de cald, chiar fierbinte, pentru a fi absorbit cum trebuie de blat. Apoi am pus jumătate din crema de vanilie, am întins-o uniform, apoi am pus stratul cu nucă. Părerea mea este că acest blat cu nucă nu trebuie însiropat, trebuie să fie crocant, are rostul lui în această prăjitură, deci nu vă recomand să-l însiropați pe acesta. Peste blatul cu nuci am pus și restul de cremă, am întins foarte bine și am adăugat ultimul strat de blat cu cacao pe care l-am însiropat din abundență. Lăsăm un pic prăjitura deoparte și ne ocupăm de glazură pe care o puteți face fie din ciocolată, amestecată fie cu unt, fie cu puțin lapte, fie o glazură simplă ca aceasta pe care vă arăt acum. Am făcut o glazură din cacao, da? 4 lingurițe de zahăr, 4 lingurițe de cacao cernută, 4-5 linguri de lapte. Am folosit iarăși lapte gras. Nu vă recomand să folosiți lapte de gresat în prăjituri. Și 4 cubulețe de unt pe care le-am pus, tot acest amestec l-am pus la foc pentru câteva minute până când a devenit o cremă foarte fină. Vedeți, este o cremă de cacao foarte fină și care trebuie să intre în blatul superior. Am finisat prăjitura cu bucățele de arahide mărunțite. Dacă aveți nucă sau migdale, fulgi de migdale, fulgi de cocos, cu ce vreți voi. Eu am avut niște arahide deja prăjite. Este o minunăție această prăjitură. Știu că se cheamă, nu știu, are așa un nume distins, Marisienca, dar mie mi-aduce aminte de prăjiturile copilăriei. Sper din tot sufletul să vă placă. Cam acesta a fost dulcinelul propus astăzi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final. Ne vedem și pe rețelele de socializare. Mă găsiți pe Facebook ca și Dulciuri ca la Oana Acasă, pe Instagram ca și Oana Dulcinele și până la următorul dulcinel de aici, de pe canalul de YouTube. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc spor în toate. Pupici!